Aș vrea să vă întreb la început ceva, să ridicați mâna cei care în decursul ultimelor 2 ani aveți mai multe cunoștințe despre blockchain, ați început să activați în zona aceasta. Deci 2 mâini ridicate. Câți dintre dumneavoastră vă așteptați să aveți niște aplicații de zi cu zi în acest domeniu în decurs de un an sau doi? Deci tot 2-3 mâini acum ridicate. Ei, o să vedeți în urma acestei prezentări că lucrurile sunt foarte dinamice și toți dintre noi vom începe probabil de anul acesta, de anul următor, să le folosim. Dacă vrem sau dacă nu vrem. Deci ele chiar se întâmplă. Nu să mai vorbesc foarte mult despre ce înseamnă această tehnologie. Blockchain-ul este, putem să-l vedem ca reprezentând niște baze de date distribuite, descentralizate, foarte sigure, în care informația se scrie și nu poate să fie ștearsă. Se mențin copii ale acestei informații pe zeci, pe sute de mii de noduri de calculatoare, așa încât nimeni nu poate să falsifice ceea ce se întâmplă acolo. A apărut această noțiune de blockchain în 2008-2009 ca și bază pentru platforma Bitcoin și până în prezent criptomonedele reprezintă aplicația cea mai cunoscută, dar este doar o aplicație, așa cum e-mailul este una din aplicațiile internetului și cât de mult folosim internetul și web-ul față de e-mail. La început, blockchain era scris în 2 cuvinte de către autorul tehnologiei Bitcoin, Satoshi Nakamoto, încă necunoscut acest vizionar. Sunt foarte multe avantaje, așa cum am spus, siguranța informației, posibilitatea de a fi în totalitate posesorul informației pe care ai pus-o pe blockchain. Oricine poate să scrie informații, are acces la informațiile de pe blockchain. Așa încât această tehnologie are multiple aplicații în foarte, foarte multe domenii, dintre care și în educație. Și pe acest slide, cei care doriți să vedeți mai mult, am pus 2 link-uri spre 2 directoare unde sunt aplicații pe blockchain, multe dintre ele open source. Aceasta este frumusețea aplicațiilor pe blockchain, faptul că, pe lângă faptul că informația de pe blockchain este publică, și aplicațiile sunt open source, așa încât le putem testa, pilota, le putem adapta nevoilor noastre. Ei, Uniunea Europeană consideră că blockchain este o tehnologie strategică și sunt foarte multe programe, foarte multe politici, foarte multe fonduri în acest sens. Și iarăși, atunci când aveți timp, dacă veniți la această prezentare și mergeți pe linkul acela de pe Europa, găsiți, pornind de la acea adresă, majoritatea acestor informații legate despre ce se întâmplă în Europa. Acum 2 ani s-a pus bazele unui observator pentru blockchain foarte, foarte activ, care este compus din 2 grupuri de specialiști în blockchain din țările europene. Este și un român, unul din cei activi la Ethereum. Unul dintre grupuri s-a ocupat cu politicile pentru blockchain și celălalt pentru a găsi studii de caz, aplicații concrete și domenii în care blockchain-ul poate să fie aplicat în continuare, poate să fie folosit. Și adresa o vedeți pentru acest observatoriu european. La sfârșitul acestei luni, în 26 martie, va fi o ultimă întâlnire a acestor 2 grupuri la Bruxelles. M-am înscris și eu la acest workshop care va fi public.
Și urmează ca noi, oameni, specialiști în acest domeniu, să fie aleși pentru următorii 2 ani în a activa în acest observator. În paralel cu activitatea acestui observator, tot începând cu acum 2 ani, în aprilie 2018, s-a încheiat un parteneriat european pentru blockchain. Din nou, foarte important. În prezent 29 de state, deși din afara Uniunii Europene, din Europa, fac parte din acest parteneriat și România este semnatară, dar foarte, foarte ciudat, sub site-urile Guvernului Europei, în afară de prezența secretarului de stat la semnarea acestui parteneriat, nu a mai apărut nicio informație. Eu am tot încercat să fiu la curent cu ce se întâmplă acolo, au fost cam 4 întâlniri în fiecare an și am putut urmări prin informațiile pe care le-au publicat reprezentanții Finlandei sau Norvegiei la acest parteneriat. Ei, ce este interesant la acest parteneriat? O să revin asupra acestui slide. Acest parteneriat a pus bazele unei infrastructuri europene pentru blockchain, în care la sfârșitul anului trecut deja s-au implementat 4 studii de caz și la întâlnirea care a avut loc la începutul acestei luni, deja s-au ales următoarele aplicații, încă nu au fost făcute publice. Dar ce există deja pe această infrastructură europeană? Există notarizarea documentelor, există validarea diplomelor, deci toate diplomele care vor fi emise de către universități, de la toate nivelele, vor fi înregistrate pe blockchain, pe bazele acestea de date sigure, așa încât cu aplicația pe care o ai pe telefonul mobil poți să te duci să dovedești că ai terminat facultatea de calculatoare de la Politehnică și să te înscrii la un masterat în Norvegia sau în Cipru sau unde dorești sau să aplici la un job, nu mai trebuie să vii cu diplomele tipărite sau recunoscute cu nu știu câte semnături să te duci la Ministerul Educației. Deci toate aceste recunoașteri făcute la toate nivelele și academice și pe piață și în toate țările europene. De asemenea, o să poți să obții fonduri pentru firma pe care o ai, având datele înregistrate pentru această aplicație Trusted Data Sharing. Și fiecare dintre noi va avea o identitate pe blockchain prin aplicația aceasta European Self-Sovereign Identity. Deci, lucrurile sunt foarte, foarte dinamice. Din păcate, Guvernul României, nu știu, încă am tot scris și la Ministerul Cercetării, acum astăzi chiar mi s-a răspuns de la această structură European Blockchain Services Infrastructure și am reușit să obțin numele unui român care ar fi în această structură de implementare a infrastructurii europene pe blockchain. Vedeți că până acum 4 milioane de euro au fost investite și faptul că guvernul nostru nu are transparență în activitatea pe care o are, face ca nici firmele românești să nu poată să se implice în a crea, în a veni cu soluții tehnologice și cu servicii pe această infrastructură. Pentru că dacă ne uităm puțin pe slide-ul anterior, aici se aleg diferite platforme de blockchain care să intre în infrastructură. Este cazul platformei Corum al Austria din Germania sau Hyperledger, în fine acolo sunt mai multe organizații mari, IBM, Linux Foundation, dar alte guverne și-au implicat universitățile lor și firmele în a veni cu soluții pentru această infrastructură. Să sperăm că lucrurile se vor deveni mai transparente și la noi. În această infrastructură există niște noduri care sunt operate la nivelul Uniunii Europene și altele
sunt operate la nivelul fiecarei țări, 7 țări deja având noduri funcționale deja. Și aici este un link spre un clip în care lucrurile sunt explicate din punctul de vedere al unui tânăr care merge și se înscrie la un masterat, aplică la fonduri, deci folosește aceste servicii care vor fi disponibile curând pentru toți cetățenii. Aici, iarăși, pentru cei care doresc să afle mai multe, am pus link-urile spre cele 8 rapoarte ale Observatorului Blockchain European. De asemenea, a fost un alt studiu interesant de la Uniunea Europeană legat de blockchain la sfârșitul anului trecut. Un studiu la lui Alex Grech și Anthony Camilleri, care de altfel vor fi parteneri în proiectul Dacă se va aproba, de care spunea Diana, pe care tocmai l-am depus. Un alt studiu de la Open University și recent un grup de universități din lume au creat un consorțiu pentru credite digitale, pentru diplome digitale, iarăși un studiu foarte interesant pe care l-au publicat. Nu o să mai pun foarte mult în zona aceasta, am pus o serie de aplicații în educație care există pentru blockchain. Universitățile pioniere sunt cea din Nicosia cu masterat despre blockchain din 2014 lansat, Universitatea deschisă din Anglia cu multe studii și Universitatea Massachusetts Institute of Technology, care a lansat una din primele soluții deschisă open source pentru diplome, după aceea fiind creat un spin-off learning machine care are implementări în toată lumea, printre care și în Malta, unde toate diplomele sunt deja pe blockchain. Malta de altfel se mai numește Blockchain Island. Sau sunt multe proiecte europene în care diplomele pe blockchain sunt date pentru învățare în situații informale sau pe cursuri masive. Și de asemenea este o arie foarte largă de aplicații și aici este și subiectul proiectului pe care noi l-am depus, de tokenizarea învățării, în care primești token pentru activitatea pe care o ai, de creare de cursuri, de curare de resurse de calitate, așa cum spunea și Mugur, căutăm astfel de surse din care să învățăm pentru coaching făcut colegilor, profesori sau studenți, token care pot să fie folosite pe aceste universități pe blockchain, universități descentralizate, pentru a accesa alte servicii educaționale. Este nevoie de foarte mulți specialiști în blockchain. Recent un studiu de pe LinkedIn a arătat această pregătire este cea mai cerută, mult mai mult specialiști decât se cer pentru inteligența artificială sau cloud computing, de exemplu. Sunt foarte multe specializări, nu doar programatori. Ce se întâmplă la nivelul universităților de top, primele 50 din lume, 56% dintre ele oferă cel puțin un curs despre blockchain, față de anul trecut 42%. Lucrurile sunt cam de la acest nivel și în rândul celorlalte universități și aceste cursuri nu sunt oferite doar de către departamentele sau facultățile de computer science, ci vedeți aici că 70% de către universități din alte specializări. Putem singur să învățăm despre blockchain apelând la cursurile masive din acest domeniu, majoritatea gratuite sau unele grupate pentru micro-specializări. Le găsim pe directoarele Class Central sau MOOC List, multe dintre ele ținute de universități, de grupuri ale studenților sau de firme. Există un ecosistem foarte activ românesc și la celelalte două prezentări pe care le-am făcut în anii trecuți am venit cu
diferite exemple de ce se întâmplă la noi. Acum o să reiau puțin ceea ce fac eu cu colaboratorii mei. Deci primul curs despre blockchain a început în 2017, un sistem de diplome pe care l-am creat în același an. Foarte multe evenimente. În martie o să avem la workshop-ul de la conferința internațională ELSE vreo 7-8 lucrări despre blockchain. Proiectele pe care le-am depus și sperăm să le avem finanțate. Și de asemenea suntem într-un grup cu universități din Malta, din Franța, cu Centrul de Competențe pentru Blockchain din Luxemburg, pentru pilotarea de aplicații pentru diplome pe blockchain. Și sper să reușim ca universitățile să avem un nod funcțional pe această infrastructură EPSI. Vă mulțumesc!